Cel mai activ vulcan al Europei, Etna, oferă un nou spectacol, geada 14-a erupție din acest an. Sâmbătă, înaintea zorilor, craterul de sud-est al vulcanului sicilian a început să arunce lavă fierbinte și nor de cenușă. Erupția fusese anticipată de vreo 15 mici cutremure, cel mai puternic cu magnitudinea de 2,8. La răsăritul soarelui, pe cer se formase o coloană de cenușă de mai mulți kilometri lungime. Pe aeroportul din Catania, numeroase zboruri au fost amânate. Erupția este cea mai puternică din ultimele 6 luni. Dar localnicii nu sunt îngrijorați, deoarece Etna se mânie des, dar face foarte rar victime. Americanii